Centru de cercetare la Reghin. Conducerea fabricii de tractoare din municipiu a considerat necesară realizarea unei asemenea modalități de formare profesională. În acest mod, oameni cu pregătiri diferite pot ajunge să devină experți în meseria lor. Referitor la angajați, managerul companiei, Mircea Oltean, a declarat că se orientează spre colaborări de lungă durată. Pentru calitatea muncii este nevoie de specialiști, iar centrul de cercetare s-a născut din nevoia de a excela în domeniu. Am fost nevoiți să inventăm noi școala noastră și la ora asta avem un sistem de pus la punct de învățământ. Am ingineri care se ocupă de această școlarizare și de formare profesională. Și reușim să până la urmă să avem succes. În acest sens există și o colaborare cu unitățile școlare din zonă. Aceasta vizează și practica pe durata studiilor din școală. Avem o comunicare chiar și cu liceele din oraș. Noi comunicăm și la inspectoratul școlar și există, se vede o dorință de a veni în zona respectivă. Chiar avem solicitări să se efectueze stagiile acele de practică. În prezent, compania reghineană are în jur de 400 de angajați. Investiția pentru realizarea centrului de cercetare și dezvoltare este de 6,4 milioane de lei și este susținută din fonduri europene.